Bună ziua, dragilor, și bucăți la întâlnirea cu profona. Iată din nou la treabă, intrăm repede în priză, nu stăm pe gânduri și discutăm clasa 0, da, clasa 0. De clasa 0. Clasa 0. Clasa 0. Clasa 0. Clasa 0. Clasa 0. Facem, facem. Clasa pregătitoare. Așa a venit, nu? Dar nu e apornit cu clasa 0, așa? Dar tu spui foarte bine, zero nu înseamnă nimic și ce înseamnă exprimarea asta mea. Nu-i tocmai venit, binevenită, da? Ai dreptate. Dar așa au numit-o cei care au stabilit. Clasa 0, clasa 1, clasa 2, clasa 3, da? Ieva. Ieva este cea care mă sprijină în desfășurarea lecției. Ieva, să ne amintim ultima lecție cum am gândit noi. Aș vrea să-mi spui tu, pentru cifra 10, care sunt toți prietenii, 2 câte 2, care fac 10? Două numere plus. 5 și 5, foarte tare. 5 plus 5, te dau cu 10. Da? Alți doi prieteni. Tu poți fi și la cap, noi am făcut așa, nu? Tu ai stat la cap, dacă vrei stai în cap, cum dorești, cum te simți mai bine. Te simți mai bine aici, da? Alți doi prieteni care se facă, alte două numere, prieteni care se facă 10. Hai. 4 plus 6? Perfect! Adică luăm de la ăsta 1 și dăm lui 5. Și pe în loc de 1 apare 4, care am dat 1, da? Și plus 6. A făcut 10. Deci alte două numere. Dar uite-te aici, fără să fiu mai la degeția, să învățești mecheria. Deci, dacă din 4 mai scad pe 1, cât va trebui dacă din 4 mai scad pe 1? 3. 3, sigur că da. Și pe 1 acela, care mi-a luat de aici, eu dau 6, cât va face? 3 și cu cine va face? 6 și cu 5, cu 1, cât face? 6 și cu 1. După 6 vine? 7. 7! Iată cum am făcut pe legea. 3 și 7 fac 10. Acum mai scad un pic pe ăsta. Îi mai iau unul. Și cât rămâne în locul lui? 2. 2 plus cât? 1 acela? 7. 7, 7, dar îi dau pe 1. Cât face acum? 7 plus 1? 7 plus 1 egal 8. 8! Deci vezi, l-am scăzut pe 1 din 3 și a zis 3-le. Tu de acolo la 7 și-l ajută. 1, vezi la 7 și-l ajută. Ai făcut? 8. Deci 2 plus 8 fac din nou 10. Altă. 1 plus 9. Perfect, ai văzut că ai prins povestea. Deci ce idee frumoasă aia cu 5 și 5, da? Lui 5 ți-a scăzut 1, îți iau de la tine, ai dat vecinului. Și a rămas 4. Și vecinul e foarte bucuros să o primi pe 1 și a făcut 6. Iar scad pe 4, încă 1 și face 3. Și îi dau vecinului. Și unul acela 6 și face 7. Iar scad din 3 pe 1, face 2. Și unul acela ajunge la 7 și face 8. Iar scad din 2 pe 1. Și unul acela ajunge la 8 și face 9. 1 și 9 fac 10. Deci vezi? Foarte tare. Ăstea sunt perechile de numere care fac 10. 5 cu 5. Ai știut tu foarte bine. 4 și cu 6. 4 și cu 6, 3 și cu 7, 2 și cu 8, 1 și cu 9. Astea sunt perechile de numere care fac totdeauna 10. Îi poți citi și tu, dar încă o dată, spune. 5 plus 5 la 10, 4 plus 6 egal 10, 3 plus 1 egal 3 plus 7, 3 plus 7 egal 10, 2 plus 8 egal 10, 1 plus 2 egal 10. Și spune așa, am descoperit la profona, ai noștri mecherii, zile prietenilor noștri. Am descoperit. La profona, stăm într-o poziție corectă, așa se filmează, se vede toată lumea. O șmecherie. Scad un unul dintr-un membru și-l dau celuilalt. Da? Scad dintr-un membru pe unul și-l dau celuilalt. Și îi dau celuilalt membru. Și îl dau celuilalt. Exact.
să vă explic acum. Înainte au fost 5 plus 5. Zi. 5 plus 5 au făcut 10. Am scăzut din 5-ul ăsta pe cine? Pe 4. Nu, pe 1. Pe 1. Din 5 am scăzut pe 1 și au făcut 4. Și unul acela i-a dat prietenului lui. Sau 5, dacă mai pus până, s-au făcut 6. Deci 5 s-au transformat în 4, iar celălalt 5 în 6. Că au primit pe cine? Au primit un 1 de la 5, au rămas mai 4, și acel 1 l-au crescut pe 5, l-au făcut 6, și iată, am ajuns la altă pereche. Pe urmă, ce am făcut aici? 4 plus 6. 4, am scăzut un 1. Și-au rămas 3. Iar unul acela cui l-am dat? Lui 6, da? Unul l-am dat lui 6 și 6 cât o devenit acum când trebuie să vă opriți pe 1? 7. 7! Și am găsit asemenea cu alte perechi, 3 și 7. Pe unul din 2 am mai scăzut un 1. Din 3 am scăzut un 1 și am ajuns la 2. Iar acel 1 s-a dus la 7. Și a devenit 8. Sigur că da. Din 2 am mai scăzut un 1. Și a devenit unul aici. Iar unul acela a crescut pe 8, a făcut mai mare și a devenit 9. Foarte tare. Asta e șmecherita. Explică-mi încă o dată tu, așa, foarte tare. 5 plus 5 egal 10, 4 plus 6. Dar cum a ajuns la 4? Ce-ai făcut din 5 ăla? Ce-ai făcut? Din 5 a căzut 1. Și ori a devenit 4. I-a dat prietenului său. Corect! Apoi, etapa următoare. La 3. A scăzut din 4. A scăzut din 4. 1 și a devenit 3. Așa, iar 1 acela l-a dat prietenului 6 și a devenit 7. Și iarăși 3 și 7, tot 10 fac. Acum. Din 3 am scăzut 1 și a devenit 2. Și 1 acela l-a dat prietenului 7. Excelent! Vezi? Asta e. Apoi. Din 2 a scăzut 1 și a rămas 1. Și a rămas 1 și 1 acela l-a dat 3. Și a devenit 9. Asta e. Vezi? Și așa 1 și 9 fac 10. Hai, vedem o dată. Explică o dată ca să înțelegi toți prietenii. Ei acum sunt la noi și sunt așa de bucuroși că Eva le explică. Ei nu știu. Asta e. Nu știu toate șmecherile astea. Acum le învață noi. Explică-mi pe dată. 5, să știe că 5 plus 5, da? 5 plus 5, egal cu 10. Din 5 am scăzut 1. Și a devenit 4. Și 1 acela. Și 1 acela a ajuns la 5 și a devenit 6. Bravo! Vezi? Foarte tare! Mai departe! Din 4 a scăzut 1 și a devenit 3 și acel 1 i-a dat lui 6 și a devenit 7. Perfect! Perfect! Din 3 a scăzut 1 și a făcut 2 și acel 1 a mers la 7 și a devenit 8. Excelent! Din 2 s-a scăzut 1 și acel 1 s-a dus la 8 și s-a făcut 9. Excelent! Și așa avem toate variantele pentru 10. 5 plus 5, 4 plus 6, 3 plus 7, 2 plus 8, 1 plus 9, iată variantele lui 10. Vezi? Și acum să mai arăt cu șmecherii tare. Toți prietenii o să fie foarte încântați și de atâta. Să vezi. Din 10 ăsta, dacă scădem pe unul din prieteni, 10 minus 5, cu cine crezi că? Cine? 5. 5, sigur că da. Dar dacă din 10 scad pe 4, cine crezi că rămâne? Nu. Din 10 scădem pe 4. 6. Prietenul rămâne. Că din 10 dacă scădem pe 4, rămâne prietenul. Da? Din 10 scăzut 4, egal 6. Tot aici, din 10, hai să scad pe prietenul celălalt. Dacă scad pe 6, cât crezi că rămâne?
Din 10 am scăzut de 6. Cine rămâne? Prietenul patru, sigur că da. Acum, din 10, dacă scădem din 3, uite-te tu atent, din 10 scădem din 3. Cine rămâne? Uite-te aici, din 10 scădem din 3. 7. 7, sigur că da, prietenul. La dacă celălalt rămas el. 10 plus 3 egal cu 7. Dar 10 minus 7. 2. Nu, din 10 scădem 7, el rămâne prietenul. 3, sigur că da. Minus 7 egal cu 3. Dar din 10 dacă scădem pe 2. Din 10 dacă scădem pe 2. Deci minus 2 egal cu 8, dar din 10 dacă scădem pe 8. Ca să văd eu, te-ai prins. Din 10 dacă scădem pe 8, cine rămâne? 2. 2 prieteni, sigur că da. Deci dacă din total scade unul din ei, rămâne celălalt, da? Deci minus 8 egal cu, cât ai spus, cu 2. Dar din 10 dacă scădem pe 1, ia să vedem din 10. Da. 9, sigur. Dar din 10 dacă scădem pe 9? 1. 1, sigur că da. Hai să-l explicăm acum. Spune așa. M-am prins. Am descoperit. Șmecheria cu scăderea. Adică, din total, dacă scad unul din cei doi prieteni, nu rămâne celălalt. Adică din 10, dacă a scăzut pe 5, rămas 5. Da? Din 10 scăzut 5, egal 5. Din 10, dacă scădem pe 4, egal. Cât? 6. Uite, vedem aici. 10 scăzut, 4 egal cu 6. Ia să facem. Ștergem acum. Și să vezi tu. Tu dai rezultatul. Eu. Șterg. Și tu dai rezultatul. De 10 scăzut, 5 cât egal? 5, da? Tu spui că scriu eu, da? Când îl ajung eu mai aici sus. 10 scăzut, 5 egal cu 5. 10 scăzut, 4? 6. Așa, te uiți aici. 10 scăzut 4, aici te uiți să stai. Te uiți. 6, sigur că da. 10 scăzut 3. 7. Corect. 10 scăzut 2. 8. Și 10 scăzut 1. 9. Acum, 10 scăzut 6, cât faci? 10 scăzut 6. 4. Perfect. 10 a scăzut 7. 10 a scăzut 7. 2. 10 a scăzut 7? E bine a 3. 3, sigur că da. 10 a scăzut 8? Ești atentă? 2. 2, sigur că da. Și 10 a scăzut 9? 1. 1, perfect. Vezi tu, tot timpul ca să dai răspunsuri corecte, trebuie să știi cele două numere care fac pe 10. Adică 5 plus 5, 4 plus 6, 3 plus 7, 2 plus 8 și 1 plus 9. Mai repetăm o dată. Spun pentru linia asta. Care sunt toate pe... 5 a scăzut 1 și a devenit 4. Acel 1 s-a dus la 5 și a devenit 6. Și în felul ăsta 4 plus 6 fac tot 10. Da? Că unul acela a plecat dintr-o parte și nu se poate cealaltă. Mai departe. Din 4 a scăzut 1 și a devenit 3. Acel 1 s-a dus la 6 și a devenit 7. 6, 3 plus 7 face tot 10. 1 s-a mișcat de colo-colo. Dintr-un buzunar în altul. Da? Apoi. Din 3 a scăzut 1 și a devenit 2. Acel 1 s-a dus la 7 și a devenit 8. Și astfel? Și astfel? 2 plus 8? 2 plus 8 egal 10. 10. Apoi? 1. Din 2? Din 2 a scăzut 1 și a devenit 1. Acel 1 s-a dus la 8 și a devenit 9. Și 1 plus 9? Egal cu 10. Perfect! Hai să mai vedem încă o dată. Te rog tare mult. Încă o dată. Să explici asta și de ducem acolo și le explicăm pe toate. Încă o dată.
Deci să știe că 5 plus 5 egal cu 10. Și zi. 5 din 5 a căzut 1 și a devenit 4. Din acel 1... Nu, acel 1 care a scăzut s-a dus la 5 și a devenit 6. Și astfel 4 plus 6 fac tot 10. Din 4 a scăzut 1 și a devenit 3. Acel 1. Acel 1 s-a dus la 6 și a devenit 7. Și astfel 3 plus 7 fac 10. Mai departe. Din 3 a scăzut 1 și s-a făcut 2. Acel 1 s-a dus la 6 și a devenit 8. Și astfel 2 plus 8? Egal cu 10. Din 2. Din 2 a scăzut 1 și a devenit 1. Acel 1 s-a dus la 8 și a devenit 9. Și astfel 1 plus 9 egal cu 10. Tot 10. Bun. Și acum să vă explic un lucru cu scăderea zi. Începem. Din 10-le ăsta, dacă scădem unul din cei doi prieteni de 4, cine rămâne? 6. 6, sigur. Din 10, dacă scădem pe prietenul 3, din 10 dacă scădem prietenul 7. 3, rămas 7. Din 10 dacă scădem prietenul 2, 8. Și din 10 dacă scădem pe 1, 9. No. No. Din 10 dacă scădem pe 6, 4. 4, sigur că da. Din 10 dacă scădem pe 7, 3. 3, prietenul celălalt. Și din 10 dacă scădem pe 8, 2. Și din 10 dacă scădem pe 9? 1. Să le spunem prietenilor noștri că acasă să facă de atâtea ori acest tabel până când îl fac perfect. Deci să se joace să facă tabelul ăsta de câte ori le decine mai. Și acum, hai să discutăm despre 9. Spune-mi tu două numere care fac împreună 9. Și 0. Foarte bine. 9 plus 0 egal 9. Apoi. 8 plus 1. Excelent. Îi scad numele de ce? Te prinzi și mai chiarit. 8. Și 1 ăsta se duce la 0 și devine 1. Și 8 și 1 fac tot 9. Perfect. Acum. 7 și 2. Uite așa. Ai scăzut un 1 și 1 acela se duce la 1 din partea de-o. Se face și 2. 7 plus 2 fac 9. Apoi. 6 și 4. Nu, 6 și că o scăzut unul și unul se duce aici și te face aici, în loc de 2, vine 3. 6 și 3 egal 9. Vezi? Acum, din 6 mai scădem 1 și face cât? 5. 5 și unul acela se duce la prietenul 3. Și devine 4. Așa. 5 plus 4 egal 9. Și dacă vrei să mai continuăm, din aici 4, 4 și aici 5. Da? 4 și 5, dar este același lucru. 4 și 5, 5 și 4 este același lucru. Acestea sunt perechile 8, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4 și 9, 0. De acord. Trebuie să spui acum, din 9, din ăsta totalul, scădem de 1 din ei. Nu vă scăzut pe 0. Ia să vedem ce facem. Nu vă scăzut de 0. Nu. Nu scăz nimic, sigur. Dar din 9, dacă scădem pe 9? 0. 0, sigur. Uite, exact așa cum spune. Din 9, dacă scazi pe 9, rămâne prietenul 0. Din 9, din ăsta, scad pe 8. Câte rămâne dacă scad pe 8? 1. 1, sigur că la prietenul nu e rămas. Iar din 9, hai să scădem pe... Din 9 să scădem pe cine acum? Pe 1. Și rămâne 8, prietenul. Din 9, hai să scădem pe 7. Din 9 l-am scădut pe 7. 2. 2 a rămas, sigur că da. Iar din 9, dacă scădem pe... Pe cine? Pe 2. Egal cu... Din 9 l-am scădut pe prietenul 2, a rămas cine? Celălalt? 7.
7, sigur că da. Din 9, dacă scădem pe 6, din 9, dacă scădem pe 6, nu mai faci un acolo, cât face? Dacă din 9 l-ați scădut pe 6, 3. 3, prietenul meu, sigur că da. Dacă din 9 scădem pe 3, cât ne rămâne? Dacă din 9 scădem pe 3, rămâne prietenul 6. Da? Și din 9, dacă scădem pe... din 9, dacă scădem pe 5, cine rămâne din 9 dacă scădem pe 5? Egal cu 4. Și din 9, dacă scădem pe 4, egal cu 5. Așa, da, dragilor. Am discutat și despre cifra nouă și aici și o mică problemuță. Ia să vedem așa. În curtea lui bunicu se află trei iepuri și două găini. Câte picioare au? Trei iepuri și două găini. Hai, numai doi iepuri, azi. Doi iepuri și două găini. Câte picioare să mă aud? Un iepure câte picioare? 4. Sigur că da. Deci un iepure are 4. Plus celălalt iepure câte are? 4. Plus o găinușă câte picioare are? 2. 2. Și plus celălalt găinușă? 2. 2. E, acum să vedem de dăm total. Aici e povestea cu ea. Ia să vedem noi 4 ăsta și cu 4 cât fac. Păi degețele. 8. Excelent, foarte tare ai spus. Astea fac 8, da? 8 plus 2 ăsta. 8 plus 2 avem noi nu avem? Am făcut-o mai înainte. Este aici. 8 plus 2. Cele două numere cât am făcut? 10. 10 până aici. Și 10 plus încă 2 la cealaltă găinușă. 10 plus 2. 12. Excellent. 12 picioare. Deci cei doi iepurași și cu două găini au împreună 12 picioare. Îți lați problema acasă. Sunt răspuns. 5 iepuri plus 4 găini egal câte picioare? Rămâne acasă să te grijă la problema asta, da? Și tot acasă, ca temă, pentru data viitoare, să-mi scrii și pentru 8 descompunerea, adică cum am făcut noi la 10, cum am făcut la 9, mai și la 8, și la 7, și la 6, și la 5, toate cifrele, cam care sunt două câte două. Asta va fi tema, da? Așa, dragilor, mulțumim frumos lui Eva, sper că Eva v-a convins. Deci a făcut o lecție interesantă, foarte interesantă. O să se bucure foarte tare și verișorii tăi din... De unde sunt? Din Irlanda. Din? Din Irlanda. Din Irlanda, sigur că da. O să vadă lecția făcută, deci o să fim foarte fericiți. La revedere! Mergem repede cu lecția la clasa 8.